facem oglindă, că avem separatorul, să nu rămânem pe separator, da? Alexandru are 30 de ani. Timp de 11 ani a lucrat la o benzinărie și a simțit acum că trebuie să facă o schimbare. A văzut anunțul celor de la compania de transport public din Iași pentru cursurile gratuite de Vatman și nu a mai stat pe gânduri. Ceva nou, îmi place. Mai am cunoștințe care m-au îndrumat să... m-au rugat chiar să mă apuc de... școala de Vatman. Sunt mai multe condiții pe care cei interesați trebuie să le îndeplinească. Una dintre ele este să nu aibă cazier judiciar sau rutier. De restul, se ocupă profesorii și instructorii. Cursul are 122 de ore de teorie și 60 de ore de practică. Fiecare cursant parcurge cel puțin 600 de kilometri cu tramvaiul prin oraș. Acum observăm că încep de acum să vină mai mulți Vatman, cunoască circulații, pentru că mergem în trafic. În ziua de azi traficul este foarte aglomerat, deci nu mai este ca înainte că e liber și mergem, da, pe stradă. Da, deci asta e, atenția, foarte mult atenție trebuie. Și pe noi ne ajută foarte mult pentru că cei pe care îi școlarizăm îi putem verifica de la început și ei și rămân în cadrul companiei și își desfășoară activitatea. Au fost solicitări și de la alte societăți din țară pentru școlarizare. Tot pentru stabilitate în contextul scumpirilor și a schimbărilor de acum, Costică și Gabriel vor să fie vatmani. Mai mult, soția lui Costică a terminat recent școala și e deja vatman. Vrem să lucrăm amândoi în același timp, eu cu soția. Toată viața am lucrat numai în fabrică. Acum mai schimbăm și noi. Stabilitatea locului de muncă, în primul rând, în al doilea rând, nu în ultimul, stabilitatea financiară, care provine... practicând această meserie. Școala de Vatman din Iași este veche de peste 3 decenii. De-a lungul timpului, sute de oameni s-au școlit aici. Însă, ca de această dată, spun reprezentanții companiei, nu s-a mai înregistrat un număr așa de mare de candidați. Au fost serii în care erau doar 6 oameni. Avem peste 40 de dosare. Îi oferim angajaților mai multe beneficii prin contractul colectiv de muncă. Sunt bonuri de masă în valoare de 30 de lei pe zi, tichete de vacanță în valoare de 1800 de lei pe an, plus avem și sporuri. Pe lângă beneficii, cursanții se bucură și de faptul că în Iași sunt și tramvaie noi. Salariul mediu al unui vatman este puțin, peste 4000 de lei. Compania de transport public din Iași are 208 vatmani angajați și ar mai fi nevoie de aproximativ 35.